Avem și învingătorii prin telefon din Italia, doctor Gheorghe Cerin, medic primar cardiologie, șef secția cardiologie, clinica San Gaudenzio din Italia. Bună seara, bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație și de oportunitate. Eu vă aud cu oarecare întrerupere, dar vă aud. Am înțeles, deci sunt probleme în această legătură telefonică. Sper că au auzit colegii din regia de emisie. Pe scurt, așa am întrebat și săptămâna trecută pe doamnele invitate, pe învingătoarele noastre, care a fost drumul dumneavoastră? Cum ați ajuns să plecați din România și de ce în Italia? E o viață de atunci, să știți, au trecut pe 25 și mai mulți de ani. N-a fost o nimica programat, știți, viața uneori te pune, spune în față niște oportunități la care poate că nu ești pregătit, așa cum nici eu nu eram pregătit. Eram medic la Spitalul Universitar, la profesorul Gherasim, aveam o lucrare de doctorat și a fost un concurs pentru niște burse de studiu. Eu nu vă aud. Alo? Da, nu, vă las să vorbiți, noi nu vorbeam, vă rog, spuneți. A fost un concurs pentru niște burse de studiu undeva pe cardiologie în Italia și am învins acest concurs. Am fost eu și doctorul Răzvan Vasile de la Spitalul Fundeni, un chirurg care astăzi demonstrează că este o persoană de o valoare profesională incontestabilă, așa încât îl salut cu ocazia asta. Și, mă rog, așa a început povestea. N-am intenționat să rămân, dar la un moment dat, întorcându-mă pentru că îmi luasem niște bolnavi pentru studiu de doctorat, mi s-a cerut să stau mai mult și atunci am făcut universitate aici. M-am gândit că să pot să mă descurc în România, lucrând în România, ziceam eu pe vremea aceea, 8-10 luni pe an și 2 luni să fiu medic aici, pentru că medicii erau prost plătiți și asta putea să fie o soluție. Dar de acolo s-au încurcat lucrurile, am devenit evazor fiscal și a trebuit să dau în judecată în Ministerul Sănătății. A durat 3 ani procesul, am pierdut locul de muncă în România și m-am trezit emigrant fără voie. Cam asta ar fi esența poveștii mele, știți? Am înțeles. Sunteți membru al Societății Europene de Cardiologie, sunteți distins cu nenumărate premii și medalii, printre care diploma și medalia de aur, distinții oferite de Academia Oamenilor de Știință din România. Ați prezidat și ați participat la numeroase întâlniri internaționale, congrese de ecocardiografie, cardiologie și chirurgie cardiacă în țară și în străinătate. Ați publicat peste 300 de lucrări în domeniul cardiologiei. Sunteți un învingător, spunem noi. Există o rețetă a succesului? Trebuie să ai anumite calități, domnule doctor? Doamna, nu știu ce să vă zic. Vedeți, noastră, depinde termenul, eticheta asta de învingător este, dacă aveți o percepție din afară, dacă mă întrebați pe mine ce am învins, pot să consider că am învins, eu știu, cei 6 candidați în 1974 sau 73 care concurau pe același post la facultate de medicină. Da, am fost un învingător acolo. Eu știu, am fost un învingător când am dat în judecată Ministerul Sănătății în Italia și după 3 ani de proces plătit în tarif de urgență, am învins eu, ceea ce era în 1996-97 era, a scris și presa despre asta. Asta, da, este un învingător. Restul, să știți că este, eu știu, cred că dacă cineva este perseverent și dacă cineva își evaluează foarte bine forțele în fața obstacolului pe care îl are, în principiu ar trebui să nu piardă, știți? Adică eu nu-mi propun niciodată să mă duc pe Himalaya pentru că nu sunt pregătit. Dar pe Bucegi poate că m-aș încumeta, știți? Adică cred că asta este rețeta succesului, să ne propunem lucruri care sunt pe talia noastră. Și talia noastră, ca să o știm, trebuie să ne cunoaștem foarte bine. Deci, cred că asta este o esență, cred că este o ecuație extrem de importantă în viața noastră, știți? Poate că de aici ar putea să fie o rețetă a succesului. Să ne măsurăm bine forțele
și să ne măsurăm și mai bine obstacolul din fața noastră. Și dacă ne simțim în stare, ne încercăm norocul. Dacă Bunul Dumnezeu e pe lângă noi, iată că rețeta are succes, știți? Un mesaj pentru românii de pretutindeni, pentru medicii de pretutindeni, domnule doctor. Ma, ce să vă spun, doamnă, e greu așa. Ne vedeți că cine pleacă de acasă pleacă fizic, dar sufletul lui rămâne acolo și rădăcinile noastre emoționale sunt cele de acasă, oricât de, știu eu, cât de mulți ani ar fi trecut. Ca mine sunt atât de mulți plecați români afară. Suntem 4 milioane care trăim, cel puțin care trăim și mâncăm o pâine pe altundeva, știți? Nu e chiar cea mai fantastică pâine, trebuie să știi să transpiri foarte bine, sâmbătă, duminica, lunea, de Paște, de Crăciun, de Anul Nou. Dar se poate mânca o pâine decentă, bună, să zicem, poate mai bună decât cea de acasă, știți, cu prețul ăsta de rigoare. Deci, dacă noi suntem verticali și dacă suntem drepți, oriunde am fi, acasă la noi, sau pe aici, pe meleagurile pe unde stăm fiecare dintre noi, nu se poate să nu avem la sfârșitului rețeta aia care o spuneați dumneavoastră a succesului să fie favorabilă nouă, știți. Cam asta ar fi mesajul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept în direct la un doctor pentru dumneavoastră și nu numai prin telefon, poate și aici în platoul nostru de la Televiziunea Română. Vă mulțumim foarte mult. A fost în direct prin telefon din Italia dr. Gheorghe Cerin, șef secție cardiologie, Clinica San Gaudenzio, Italia.